Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim despre subiectul care pare să intereseze toată planeta sau oricum o mulțime de români în perioada asta, cazul lui Djokovic. Nole, care este judecat, procesul este în desfășurare în Australia. Mm-hmm. Se discută dacă o să fie deportat sau nu. Știți, povestea, Djokovic nu este vaccinat. Când a ajuns pe aeroport, a prezentat niște documente prin care a arătat că a trecut printr-o infecție. Guvernul Australiei a spus că aceste documente nu sunt credibile și că atare trebuie să fie deportat. Pentru că el, nefiind vaccinat, mă rog, nu are dreptul să intre. Nu poți intra în Australia potrivit legii federale decât dacă ești vaccinat sau... prezinți documente medicale care atestă faptul că nu poți fi vaccinat. Adică faptul că ai trecut prin boală, cum e cazul lui, nu este suficient pentru a pătrunde în Australia conform legilor locale. Bun. Și, sigur, echipa lui Djokovic a invocat o corespondență cu asociația de tenis, exact, în care asociația spunea, da, ok, poți să vii. Guvernul a zis, noi avem suntem mai tari decât asociația de tenis, e treaba asociației de tenis. Da, adică pare că e la ei culpa. Da, controversă mare de tot. Autoritățile australiene care... Controversă mare de tot. În țară și la noi sunt manifestații pro-Djokovic, jos dictatura medicală. La Belgrad, tăticul lui Djokovic spune că asta este toată lumea din nou împotriva Serbiei, vechiul complex de, cum să spun, de victimizare al sârbilor iese din nou la iveală. Uite cum toată lumea acum e împotriva noastră, el e un erou. Cine s-a solidarizat cu Djokovic? Nigel Farage, care pe vremuri pleda pentru politica strictă de imigrație din Australia, acum însă pledează ca un est-european să fie lăsat să intre în Australia. Est-european? Nigel Farage? Era unul care a votat pentru Brexit. Așa, da. Mai muțoiu ăla. Dar nu mai știam de unde Mai muțoiu. Pe de altă parte, atunci când te duci într-o țară străină, te interesează, mai ales la nivelul ăsta, eu consider că trebuie să te interesezi exact care sunt regulile de intrat în țară. Adică dacă oameni sunt și cei care organizează turneul respectiv și spun care sunt regulile turneului. Uh-huh. Însă ei nu cred că pot reprezenta guvernul sau statul atunci când vine vorba de regulile de intrat în țară. Nu merge. Dacă tu, de exemplu, te duci la... Fii atent, tu te duci la un congres de radio. Tu, George. Da. Și stafful nostru de aici, de la Europa FM, că nu discuți tu, vorbește cu organizatorii acelui congres. Așa. Care se petrece în Lituania, să zic. Și îți dau regulile. Și spun, domnule George, poate să vină și nevaccinat dacă are nu știu ce. Tu mai stai să verifici acum legislația din Lituania? Păi alea sunt regulile de intrat la congresul respectiv. Da. Pentru că regulile de intrat în țară pot fi diferite. Stai, mă, că tu pleci de la premisa că organizatorii congresului, fiind din țara respectivă, îți vor cere tot ce e necesar. Da, ești... Nu faci tu investigații paralele să vezi dacă ea sunt ok. Eu așa consider. Totalmente naiv. Adică dacă tu chemi pe cineva să vină aici din Kârgâzstan și îi spui, bă, vină-mă în vizită la Europa FM, hai, dă-l mai în practică. Vorbim de un Open de tenis, nu vorbim că îl chem eu cetățean particular. Chiar și la nivelul ăla. Ai schimbat criteriile. Deci până acum era, păi dacă i-au zis ăia ce? Acum aia ești, păi stai frate, că ăia se pricep. Păi nu, dar, repet... Vreau să spun ceva. Prima dată când am intrat în Statele Unite, cu o bursă oferită de guvernul american, mi-au explicat ce trebuie să fac, ce nu știu ce. Mi-au spus care sunt regulile, după care m-a explicat. Polițistul de frontieră din Statele Unite îți verifică documentele, îți pune întrebările și are dreptul să te refuze fără niciun fel de explicație. Exact. Deci tu trebuie să respecti legile, te duci la ambasadă, întrebi care sunt toate documentele pe care trebuie să le obții și după aia răspuns la întrebări. Mi-era o frică, știi cum am stat acolo? Cred că aveam o față de infractor, că știi, omul cinstit, când îi se pune întrebări de astea dubioase, se sperie. În plus, într-o perioadă cum e asta pe care o traversăm, s-ar putea ca de la momentul invitației la turneul respectiv până în momentul în care ajungi în țara cu pricina regulile sanitare să se schimbe. Bun, dar de ce facem toată această introducere lungă? Trebuia să dureze 10 secunde. 0372069599. Am vrea să purtăm o conversație. Așteptăm opiniile voastre. Vrem opiniile voastre în direct la Europa FM dimineața asta. Cine credeți că are dreptate în cazul Djokovic versus guvernul Australiei? Cine are dreptate în cazul Djokovic? Da, procesul de la Melbourne este în momentul ăsta suspendat, urmează să fie reluat, vă ținem la curent, știrile o să vă țină la curent cu toate evoluțiile de acolo, dar sigur să vorbim și noi, cine credeți că are dreptate? Intrăm în direct imediat, în jumătate de minut, aș vrea să difuzăm întâi un mesaj. Bună dimineața! Păi să ne gândim, cine ar putea să aibă dreptate între niște politicieni, niște
medici care nu sunt foarte siguri despre ce se întâmplă și un sportiv, un lider mondial în ceea ce face. Între sportiv și artiști pe de-o parte și politicieni pe de altă parte. Oare cine ar putea să aibă dreptate? Pe cine îi respectă mai mult istoria? Păi, tu cu pizza. E sportiv, e lider mondial la tenis. La tenis are dreptate, eu sunt convins că are dreptate. Eu la tenis nu mă cert. Ești eu un tip care face o pizza extraordinară, e lider. Da. E cel mai bun la făcut pizza. Da, deci eu nu mănânc de pizza decât de la el. Da, exact. Și l-am sunat aseară să-l întreb, domnule, care-i treaba? Nu vă spun răspunsul ca să nu vă influențez. Exact. Da, chiar așa. Ce treabă au medicii în vorba aia cu virusul? Dacă sportivul e important în povestea asta. Dar vă rog că Djokovic, el are opinii foarte ferme. Știi că el e și el un sârboman, așa cum există dacomani aici, el e sârboman la el, știi? Are el spune? Și el tuneluri. Da, deci așa cum există aici un curent care zice că practic de la Dacia a început toată civilizația europeană, ba chiar și de dinainte, așa e și la sârbi, știi? În unele țări foste comuniste, în care a existat național-comunism și în care liderii au marșat foarte tare, au apăsat pedala asta naționalismului ca să justifice abuzurile interne, să-și ascundă abuzurile interne, mulți ajung să creadă și la 30 de ani după căderea comunismului că da, de fapt, uite, sârbii, de la sârbii a plecat totul în Europa. Păi și până la urmă că deviem acum. Cine au fost primii? Sârbii sau dacii? Ungurii. Ovidiu, bună dimineața. Salut, Ovidiu. Scuze. Dar e glumă totul să nu... Râdeam la gluma ta. Bună dimineața, băieți. Și la mulți ani. La mulți ani. Și eu sunt lider la cu totul. Într-o lume plină de lideri și eu sunt lider la întârziat la servici, da. Dar m-am oprit totuși ca să vă spun. Deci părerea mea este că statul australian, care de fapt el face regulile și face jocul la intrarea cetățenilor străini în țară, cred că deține adevărul absolut, ca să zic așa. Mă rog, între ghilimele, adevărul absolut. Și vreau să vă spun colateral la chestia asta, la întrebarea voastră, o chestie care mi s-a întâmplat într-un fel similară acum câteva zile, în decembrie, mai exact, la Viena. Aveam un sejur de făcut, am cumpărat rezervare și bilet la avion și hotelul mi-a luat bani pentru rezervarea respectivă la cameră și când am ajuns la camera hotelului, deci menționez că am vaccin toate cele trei doze, deci n-a fost niciun fel de problemă să intru în Austria, la Viena. S-au cerut documente. Povestea. S-au cerut documente, l-au scanat, am intrat, niciun fel de problemă, ajung la hotelul plătit, semi-obscuritate la recepție, nu era decât un recepționer. Noi întrebăm, bună ziua, avem și noi o rezervare plătită, ne primiți? A, nu, că hotelurile sunt închise în Viena. Păi, dar tocmai m-am informat și scria că s-au deschis din 13 decembrie, erau deschise restaurantele în sistem de take-away. Da. Magazinele erau deschise, tot mai puțin. Mai puțin, nu, ajung și la partea asta. Mai puțin hotelurile. Și am zis, bun, dar dacă e chestia, de ce nu ne-ați anunțat? Bine, dar de ce nu v-ați informat? Hotelurile în Austria sunt închise toate. Chiar dacă s-au deschis magazinele, eu trebuia să mă informez, dar ei banii mi-au luat. Asta mi s-a părut nebunia. Puteam să zic că nu putem să vă încasăm banii pentru că... Sau fac datorită condițiilor... Dar presupun că dacă ai cerut... Ți-au dat banii înapoi. Da, asta era partea a doua. Da, i-am cerut, au fost civilizații. Da. Dar pe principiu că dacă nu ceri, asta e, rămâne cu banii. Și lui Djokovic o să-i dea banii înapoi. Ne-a sunat Tic. Nu știu dacă e din Cireșare. Bună dimineața. Tic, salut. Da, bună dimineața. Salut. Opinia ta. Admir, n-am cuvinte cât de mult vă admir. Aoleu, lasă asta zi. Se întâmplă, da. Legea e sfântă, indiferent unde mergem. Te-ai vaccinat, poți să fii nu știu cine. Nu te-ai vaccinat decât să suporti rigorile legii. Nimic altceva n-am de spus. Vaccinează-te și n-am. Și eu am dreptul prin Constituție să mi se respecte dreptul la sănătate și eu nu permit ca cineva nevaccinat sau știu eu să-mi pună în sănătatea în pericol. Vaccinează-te și nimeni n-are nicio problemă cu tine. Da. Sănătate multă. Mulțumim. Mai bine. Da, ăsta este argumentul. Regulile sunt aceleași pentru toți, indiferent. Și asta e un semn de civilizație, adică semnul că e o țară civilizată, e că regulile se aplică oricui egal, indiferent de cine e. Florian, bună dimineața! Bună, Florian! Salut!
Bună dimineața! Statul australian are dreptate. A greșit echipa lui Djokovic pentru că nu s-a informat referitor la ce spunea colegul de dinainte. Și tot așa o întâmplare pe care am avut-o eu a trebuit să merg în Statele Unite anul trecut, când încă cei din zona Schengen nu aveau dreptul de a intra în Statele Unite. Eu sunt rezident în Austria. Am sunat la ambasadă în București, mi-au spus, sunteți cetățean român? Da. Cetățenii români n-au nevoie, pot să meargă oricând, doar că nu trebuie să tranziteze Schengen-ul. Dar zice, ați trecut în ultima perioadă? Zic, păi da, eu sunt rezident în Austria. A zice, mai bine faceți-vă National Interest Exception, pentru că dacă vă verifică și vă scanează, și sigur o vă scana și vor vedea că ați tranzitat, riscați să rămâneți în aeroport. Așa că stimabilul Djokovic, cu tot respectul pentru numărul 1 mondial, trebuia să își facă temele mai bine și să constate că un for de organizare a unui a unei competiții nu este similar cu statul în care se desfășoară competiția. Mulțumim și pentru această opinie. Procesul este transmis live. Citesc stenograme și relatări de acolo. Toată lumea este de acord că Djokovic nu a cooperat cu autoritățile pe aeroport, nu a protestat, a fost totul foarte în regulă, adică să nu credeți că a fost vreo chestie de sfidare acolo sau ceva de genul ăsta. A ajuns, s-a constatat că e o mică problemă, a intrat într-o procedură de intervievare, nu este prizonier, așa cum susține familia lui, poate să plece oricând dacă dorește, dar asta trebuie reținut, că a fost super cooperant, deci omul a fost ok. Cine are dreptate? Luminița, bună dimineața! Bună dimineața! Bonjour. Eu zic că, în primul rând, Djokovic, așa cum ai zis, este un sârb oman și ar trebui să se întoarcă mai repede la Belgrad, să mai organizeze un Adria Tour. A venit, a avut tupeul să vină, sunt medic, a avut tupeul să vină cu o hârtie falsă. Bineînțeles că n-a avut COVID, la modul la care zilele următoare a fost pozat în diverse ipostaze fără mască, sau dacă a avut COVID mai grav și a umblat fără mască la diverse întâlniri. Mascăriciu de Djokovic ar putea să organizeze turnee la Belgrad. Deci, foarte supărată. Australia. Foarte supărată. Da. Eu cred că își merită pe deplin soarta și anii de înfumurare. E un tenismen extraordinar. Luminița, nu mai avem timp. Crezi că noi l-am fi primit dacă aveam Australian Open în România? Eu ca medic, clar nu l-aș fi primit. Legile sunt pentru toată lumea. Djokovic nu e mai presus de lege. Eu cred că nici nu le întrebau. Să trăiți poftit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.